Bună seara, dragi prieteni! Bine v-am găsit în cadrul acestei ediții speciale. Îi salutăm pe radioascultătorii noștri, pe cei ce ne urmăresc din Republica Moldova, atât la Radio Vocea Speranței, cât și pe Speranța TV, pe toți telespectatorii din țară. Îi salutăm și pe cei din Roma care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, pe cei din Spania, din Madrid. De ceva timp, madrilenii au posibilitatea să asculte 24 din 24 Radio Vocea Speranței. Mulțumim pentru toate reacțiile pe care le primim din partea dumneavoastră. Suntem la o dezbatere interconfesională și discutăm despre cea de-a cincea fericire în această seară. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Dragi prieteni, se anunță o temă extrem de importantă, pentru că atunci când vorbim despre o facere de bine, de regulă facem lucrul acesta ca să împlinim nevoia urgentă a cuiva. Nu facem cu scopul de a contabiliza, de a strânge puncte pentru mântuire. Pe de altă parte, există și această idee, și anume că dacă faci bine, nu contează dacă tu rezonezi sau nu cu drama celui de lângă tine, dar dacă faci bine, poți să-ți ispășești păcatele prin milostenie. Ei bine, în seara aceasta încercăm să vedem dacă reușim să detensionăm această tensiune. Care este scopul pentru care suntem miloși? Care este scopul pentru care facem milostenie? Care este scopul pentru care facem binele? Puteți să ne scrieți în continuare pe contact@speranța-tv.ro. Personal, mă simt îndatorat de fiecare dată când primesc reacții din partea dumneavoastră și vă mulțumesc pentru suportul, pentru sprijinul emoțional pe care dumneavoastră îl acordați acestei ediții speciale. De asemenea, puteți să scrieți în seara aceasta întrebări sau reacții la numărul de telefon 0751400300. Acum dați-mi voie să vă prezint invitații acestei emisiuni. Spun bună seara și bun venit domnului lector universitar dr. Sorin Bădrăgan. Dumnealui este decanul Institutului Teologic Baptist din București. Bine ați venit! Bine v-am găsit! De curând v-ați întors din Rusia și chiar îmi pare de bine că în seara aceasta suntem împreună în cadrul acestei ediții speciale. Și mie îmi face plăcere și am așteptat să ne revedem. Mergem mai departe. Bună seara și bun venit domnului preot Fabian Măriuț. Dumnealui este preot romano-catolic. Bună seara, părinte. Ne pare bine că sunteți aici. Bună seara. Bine v-am regăsit. Bună seara și bun venit domnului lector universitar dr. Ilie Valentin, preot ortodox. Dumnealui predă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Părinte, mă bucur că sunteți împreună cu noi în seara aceasta. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Bună seara și bun venit domnului pastor Mihai Miron, domnului este pastor adventist în Brașov. Domnule pastor, ne pare bine că sunteți împreună cu noi în seara aceasta. Bună seara, bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație. Și nu în ultimul rând îi spunem bună seara și bun venit unui prieten drag, domnului Virgil Achihai. Dumnealui este președintele Bisericii Creștine după Evanghelie, dar și secretarul Alianței Evanghelice din România. Domnule președinte, bun venit în cadrul acestei emisiuni. Mulțumesc foarte mult, îmi face plăcere să fim împreună așa companie select. Mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră. Bună seara, Marius. Îmi pare bine că în seara aceasta, după o zi grea, aglomerată, după o distanță pe care am parcurs-o până în București împreună, până în Brașov și înapoi, dimineața am mers în Brașov și ne-am întors în a doua parte a zilei împreună. Iată că suntem în această formulă, ne făceam griji că nu suntem la timp, dar uite că suntem aici și discutăm și despre milostenie. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ce bună seara, Tiberiu, și bună seara celor care ne urmăresc. Da, e o temă interesantă. Practic ne asumăm o dezbatere complexă. Am să spun lucrul acesta argumentând. De curând a fost o știre în presă. Undeva în Italia, o tânără, dacă nu mă înșel, a fost incendiată de către un fost iubit. Ceea ce s-a întâmplat însă a fost uluitor, pentru că pe acolo au trecut foarte multe mașini, foarte mulți oameni care au văzut scena și focul, dar n-a intervenit nimeni. N-a oprit nimeni. N-a oprit nimeni, practic s-a stins un destin și când am citit o asemenea știre am fost șocat și am zis, de ce este omul atât de rece? Vezi o dramă, vezi atâtea probleme. Și cum e posibil De ce nu s-a plecat cineva spre persoana respectivă să o ajute, să-i fie milă și să intervină în momentul acela? Și dar discutăm despre ferice de cei milostivi într-un context în care întâlnim răceală în relațiile interumane. Bine, să vedem acum ce a vrut să spună Iisus Hristos vis-a-vis de această fericire. Dragi prieteni, așa cum v-am obișnuit, cerem și în seara aceasta din partea regiei cartonul grafic pe care aveți cea de-a cincea fericire. În timp ce dumneavoastră veți avea acest carton afișat pe ecran,
puteți să citiți cu ochii dumneavoastră Matei capitolul 5, versetul 7. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Primul material video, apoi ne întoarcem și continuăm emisiunea noastră. People are showing mercy. Maybe if we're in situations when we're getting attacked, being able to show mercy to people who we feel are our enemies. Yeah, you determine it by a person's actions, and it's just the desire to help others and the desire to act in a way which will benefit others and to in a really selfless sort of way. I think he responds with, although we showed mercy, so God is merciful to those who are trying to practice mercy in this world. Who are the people? I mean, for people who are merciful, who he believes are merciful. His criteria for it might be completely different to my own, though. But how I see merciful is showing love and compassion. I'd like to think so, but I'm not too sure. I don't think it's a black and white answer. I don't think you can divide it along religious lines or not. I know there's been times in my faith when my faith has made me less merciful than I am now, but I'm sort of reworking that. Oh, George Bush said, you know, in the name of God, I'm going to strike Iraq, and he did. That's obviously not being merciful. And there's heaps of non-Christians, you know, who protest against war and against injustice. And then, you know, and that's what Christians are supposed to advocate for people who are disadvantaged and haven't experienced justice in the world. Sometimes I think Christians forget mercy, they forget justice, they forget what Christ stood up for. And he died for us when we didn't have any hope. And he showed us mercy and grace. And do we show that in turn to other people? Quite often we don't. No, aspiring to be merciful, maybe, yeah. Not sure if my kids would agree with that. I'd have, in all honesty, not in all aspects. It's hard not to keep a grudge when you've been hurt. I try to be, I suppose. Try to, follow my beliefs and follow my role models, and I try to be, but I suppose we all stumble every now and then. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ați văzut și dumneavoastră care au fost răspunsurile date de respondenții acestui material video. Haideți totuși să luăm sensul exact al termenului milostiv din dicționarul explicativ al limbii române. Așa că îi rog pe colegii de la regie să ne dea cel de-al doilea carton grafic și haideți să vedem care este definiția pe care o dă, așa cum vă spuneam, dicționarul explicativ al limbii române termenului milostiv. Milostiv înseamnă milos, îndurător, binevoitor, îngăduitor, iertător, bun, blând, darnic, generos, care dă de pomană. Are o multitudine de sensuri. Apare și ideea care dă de pomană. Ne întoarcem, suntem împreună din momentul acesta, încep întrebările, stimați domni. O să îmi permit să încep cu noastră, domnule profesor Sorin Bădrăgan, în seara aceasta, dar nu înainte de a vă da câteva versete scripturistice care vorbesc despre milostenie. În Matei capitolul 5, 48, în predica de pe munte, Iisus Hristos conchide. Iată ce spune Mântuitorul. Voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Și în Luca, varianta este fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Apoi, în Efeseni capitolul 4, versetul 32, citim. Fiți buni unii cu alții, miloși. Și iertați-vă unul pe altul cum vă iertați Dumnezeu pe voi în Hristos. Fiți miloși. La ce fel de milostenie și de milă credeți că se referă Domnul Iisus Hristos în cea de-a cincea fericire? Cred că Domnul Iisus Hristos începe această a doua parte a fericirilor, orientându-ne către aproapele nostru.
Dacă în primele patru fericiri Domnul vorbea de lucrurile cumva spirituale în raport cu Dumnezeu, iată că ne trimite spre cei din jur și ne spune că un prim lucru pe care trebuie să-l avem atunci când ne raportăm la cei din jur este mila. Acum, pentru noi, mila nu e un concept foarte atractiv, mai ales atunci când suntem la capătul care e într-o situație în care ar primi milă. Deseori spunem, n-am nevoie de mila nimănui. Dar, de fapt, mila în înțelegerea Scripturii este un concept extraordinar. E atât de important și de frumos, divin, încât Dumnezeu este descris deseori în Cuvântul Sfânt ca fiind un Dumnezeu milos. Avem și în Exod, capitolul 34, El e un Dumnezeu milostiv. Mila sau a fi milos înseamnă, într-un prim rând, să mă identific cu durerea celuilalt. Milă nu înseamnă numai să îmi pară rău de situația cuiva sau să-i arunc un leu sau 50 de bani, ci milă înseamnă empatie profundă. Înseamnă să intru într-un fel în pielea celuilalt care trece printr-o situație foarte grea, să-i simt suferința, să inima lui zdrobită sau ei zdrobită să fie inima mea zdrobită. Și după ce am această empatie profundă, după ce sunt rănit de durerea aproapelui meu, apoi să fac un al doilea pas și anume să acționez în așa fel încât situația în care aproapele meu se află să fie schimbată, să fie o cale de ieșire. Umărul meu să fie acela care îl ajută pe aproapele să se ridice. Foarte interesant ceea ce spuneți, domnule Bădrăgan, și anume, în momentul în care văd drama cuiva, redau cu cuvintele mele ideea dumneavoastră, în momentul în care văd drama cuiva, să fiu animat, să fiu însuflețit de dorința de a interveni prompt și de a soluționa drama respectivă. Pe de altă parte, țineți-vă cuvântul, ne întoarcem imediat către dumneavoastră, mergem mai departe către părintele Fabian Mariuț. Scriptura ne vorbește și chiar preopinentul dumneavoastră, în speță domnul profesor Sorin Bădrăgan, a citat la un moment dat din Exod că Dumnezeu este milos. Îmi aduc aminte de ce spunea Pavel în Evrei 4:15. N-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci ca unul care a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. El are milă de slăbiciunile noastre. Și mai corect descrie ideea aceasta de milă din partea lui Dumnezeu Pavel tot în Evrei 2:17, unde spune: prin urmare, Domnul Iisus Hristos a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos. Adică El este un preot milos, rezonează cu drama noastră. Și mila Lui s-a văzut la cruce, adică a murit El în locul nostru. Dar vă întreb pe dumneavoastră, dacă Hristos este milos, dacă Dumnezeu este milos, cum aș putea eu, om firesc, care din fire fac răul, din fire rănesc, din fire creez răni, cum aș putea eu, un firesc, să devin milos și să rezonez cu drama semenului de lângă mine? În filmulețul pe care l-ați prezentat, unul dintre cei intervievați spunea că nu întotdeauna calitatea sa de creștin l-a făcut să aibă mai multă milă. Și poate aici avem de-a face cu un punct spinos, că nu întotdeauna faptul că suntem botezați, că îi aparținem, că aparținem la biserică, unei biserici, la persoana lui Hristos, asta nu adaugă automat această calitate de a fi milos, de a avea milostivire. Dar aș vrea să fac o precizare cu privire la ceea ce e mila. În raport cu alte două sentimente fundamentale puse sau stări puse în natura umană, simțământul de respect și de adorație față de ceea ce este superior, rușinea, care e în raport cu propria natură, și iată, modul de a ne raporta la aproapele, mila. Acestea sunt în natura fiecărei ființe umane. Și aproape spontan e o aplecare, așa, să empatizăm, cum a spus și domnul profesor, cu cei care se află în suferință. Cazul pe care l-ați prezentat, că acea persoană
a fost abandonată, pur și simplu, sau nimeni nu a băgat-o în seamă, deși suferea în mijlocul străzii, sigur că arată o frică. Trebuie văzut în ce context s-a întâmplat acest lucru, mai ales că trăim într-o Europa care trăiește spaima aceasta a emigrației, vin străinii, e o frică de necunoscut, de persoana celuilalt, cine o fi celălalt. Avem o problemă religioasă. Câteodată, să spunem, cum era la evrei, nu le permitea religia să se atingă de un bolnav sau de un cadavru. Și vedeți, religie nu înseamnă neapărat credință. Sigur, acolo era vorba de un caz extrem, dar putem vorbi totuși și de alte aspecte. O gândire pur materialistă, o gândire egoistă, este un mare impediment când vorbim despre milă. Cred că aici e vorba înainte de toate de nepăsare, de o ignoranță, pur și simplu. Nepăsare, ignoranță, care e o altă fațetă a egoismului uman. Dar acum, întorcându-ne la întrebarea dumneavoastră, Iisus este chipul Tatălui. E cel care ne revelează, să spunem, substanța profundă a Dumnezeirii, o face vizibilă, o întrupează, ne-o aduce în față. N-ar putea să fie altceva decât milostivire. Și pentru că ați amintit de cartea Exodului, atunci când Moise vrea să vadă fața lui Dumnezeu, știm că Dumnezeu îl ascunde într-o peșteră, în stâncă, și doar poate să-l vadă, cum ne revelează cartea Exodului, de la spate. Și atunci îi se face cunoscut ca fiind milostiv. Dumnezeu îi se prezintă lui Moise nu doar ca fiind cel ce este, cât și ca un Dumnezeu milostiv. Iată, în aceeași logică dumnezeiască, Iisus ne revelează, ne face cunoscută milostivirea Tatălui Ceresc. Corect, dar vă rog, continuați. Când vorbim de milostivire, nu putem să o disociem de ceea ce înseamnă paternitate. Tatăl Ceresc este un tată în sensul deplin al cuvântului și deopotrivă matern. Vă rog. Matern. Interesant că, din punct de vedere biblic, atunci când se vorbește despre iubirea lui Dumnezeu, se folosește termenul raham, rahamim, care are de face cu pântecul, cu o iubire viscerală. Milostivire înseamnă această iubire viscerală, gratuită, dacă vreți, pasională a lui Dumnezeu față de făptură. Această iubire ne-o dezvăluie Iisus. Corect, așa este. Nimeni nu are niciun dubiu în seara aceasta că Iisus Hristos nu ar fi milos și că nu ar rezona cu drama noastră. Ba din contră, a dovedit-o la cruce și eu cred că exemplul cel mai concludent că cerul ne-a iubit e crucea Domnului Iisus Hristos. Dar totuși putem crea contrastul acesta, că eu am întrebat, domnule, cum e posibil ca noi să fim ca El miloși? Adică din fire noi rănim pe semenii noștri. Și vă dau un exemplu. Am vorbit despre Evrei 4 cu 15, Evrei 2 cu 17, unde îl prezintă pe Iisus Hristos Apostol Pavel ca pe un Dumnezeu milos, ca pe un mare preot care are milă de noi. Dar îmi aduc aminte de ce spunea Matei, Evanghelistul Matei în capitolul 9. Când a văzut Iisus noroadele, i s-a făcut milă de ele. Și vă dau un alt caz. Mergem acum către Părintele Ilie. Iisus Hristos povestește la un moment dat auditoriului o pildă și se numește chiar pilda Samaritanului Milos. Și spune că un domn din Israel, un evreu, mergea din Ierusalim la Erihon, trecea printr-o zonă răufamată, au ieșit tâlharii, l-au bătut bine, l-au deposedat de toate bunurile lui, l-au lăsat aproape mort. Și pe acolo, prima dată, trecea și l-a întâlnit un preot. Când l-a văzut preotul, nu a fost ca Iisus Hristos care, când a văzut noroadele, i s-a făcut milă. Când a trecut preotul pe acolo, să nu credeți, iertați-mă că vorbesc aluziv acum. Când a trecut preotul pe acolo, s-a uitat la aceea și a zis, e ora 9, eu trebuie să fiu la slujbă, sau e 12 și eu sunt pastor și mă grăbesc. Dacă trebuie să fiu la amvon la ora 11 sau la ora 9 dimineața, mă grăbesc. E un accident, trec pe acolo, că mi se întrebă și mie. L-a văzut preotul și a zis, trebuie să fiu la slujbă. Și a plecat. A venit levitul și el om de biserică. Și când a văzut drama celui de lângă el, nu i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat Mântuitorului. Când a văzut noroadele, i-a fost milă de ele. A trecut și el. Și a văzut un samaritan care era urât de către iudei și a văzut pe iudeul acela căzut acolo. Și omul a zis, domnule, unde mă duc eu?
Și răspunsul a fost, păi mă duc să fac business. Păi până să-mi vând eu marfa și să fac business, ia să rezonez cu drama acestui om. L-a luat, l-a pus pe asinul lui, l-a dus la un han, i-a legat rănile, a uns rănile cu vin, cu un de lemn și a spus hangiului, ai grijă și la întoarce, la întoarcere, dacă îl faci bine și se vindecă, îți dau ce va fi cu dreptul. Și Mântuitorul întreabă publicul, cine credeți că a procedat corect? Și răspunsul lor, al saducheilor, al cărturarilor, al fariseilor, a fost cel ce și-a făcut milă de el. Vă întreb pe dumneavoastră, sunt și situații în viață când n-ar trebui să avem milă de oameni? Ne uităm, trebuie să fim la slujbă, ne uităm, trebuie să fim într-o vizită, ne uităm, ne așteaptă soția acasă. Cum credeți că ar trebui interpretat gestul preotului și gestul levitului? Pilda aceasta pe care o rostește Mântuitorul este prezentată într-un anumit mediu, un mediu care cunoștea obligațiile și responsabilitățile unui personalului cultic din Vechiul Testament. Este de obicei cunoscut faptul că cei care erau de rând la templu sau în general preoții aveau anumite restricții, pentru că era o religie a ritualului, o religie a legii. Cu atât mai mult știm că simplu fapt de a pune mâna pe cineva care era mort, care era avea o boală, lucrul acesta ducea la o stare, mă rog, de impuritate. Și tocmai acest lucru subliniază Mântuitorul Iisus Hristos. Limitele sau faptul că legea veche era circumscrisă, circumscria într-o anumite cadre, relația între oameni și Dumnezeu, în anumite cadre, relația dintre oameni și în felul acesta făcea imposibilă manifestarea unui sentiment uman și în același timp sentimentul uman zidit de pus de Dumnezeu un om. În același timp vedem că este apreciat și pune în valoare Mântuitorul Iisus Hristos gestul samaritanului, care era dintr-un alt neam. Și ce vedem în acest gest? Pentru că nu este vorba de un simplu gest, un simplu gest de milă. Nu este vorba doar de un gest emoțional pe care îl face samaritanul. Dimpotrivă, el merge mai departe să privească evoluția celui pe care îl salvează. Vedem că Mântuitorul bagă mâna în buzunar, plătește pe hanciu. Da, și ajută mai departe. Vedem că aici conceptul de milă este oarecum diferit, avansează față de ceea ce era concepția vechiului în Vechiul Testament și cea a iudaismului, care vorbește așa numitul concept tzedaka. Tzedaka înseamnă un fel de, nu doar o mărinimie, o generozitate, ci această generozitate este împletită cu un anumit, în același timp un act de justiție sau un act de dreptate. Pentru că așa cum Dumnezeu oferă omului calitatea de fiu și îi oferă întreaga creație, la rândul său omul trebuie să manifeste ca îndurător, ca fiul al celui îndurător. Și observăm aici că Mântuitorul accentuează caracterul mila nu doar ca pe un sentiment pasiv, o simplă prelungire, să spunem, acestui act de justiție, ci subliniază actul, caracterul creator. Mila devine un sentiment dumnezeiesc și participăm la acest sentiment și îl deosebim de simpla compasiune, simpla grijă față de ceilalți, atunci când are și un caracter creator. De aceea, mila trebuie în același timp, Simone Weil, la începutul secolului 20, sublinează acest lucru. Lucrurile nu ar trebui despărțite. Atunci când facem milă, trebuie să unită și cu mila sau generozitatea, compasiunea trebuie unită cu un sentiment de dreptate, pentru că în felul acesta îl ajutăm pe cel pe celălalt în nevoie, dar în același timp nici nu îi rănim demnitatea. Vedem aici, pe de-o parte, Vechiul Testament, care era circumscris anumitor cadre, în care preoții și leviții în mod, să spunem, automat evitau astfel de situații care îi pune într-un cadru dificil, iar în același timp vedem samaritanul care face un act creator. El se manifestă ca un fiu al celui îndurător. El nu face doar un act de dreptate, ci și asumă acest act de dreptate împreună cu cel al milei. Mulțumesc! Continuați pe ideea. Da, am încheiat. Da. Mulțumesc! Domnule pastor Mihai Miron, această pildă
cred că este cheia de boltă a discuției noastre, pentru că reprezintă foarte bine disponibilitatea unuia de a ajuta și a altuia care manifestă nepăsare, indiferență, indolență și așa mai departe. Unul trece cu nonșalanță, iar altul se pleacă și ajută. Vă întreb acum pe noastră, domnule pastor Mihai Miron, de ce, din punct de vedere uman, firește, noi nu ajutăm de fiecare dată, ci stăm să analizăm, suntem la slujbă, nu suntem la slujbă, suntem în straie curate, într-o ținută vestimentară pretențioasă, de ce de fiecare dată omul are motive să justifice de a nu ajuta, de a nu interveni în drama cuiva? E o întrebare dificilă. Știind titlul sau, mă rog, ideea principală a emisiunii noastre, citeam o declarație a unui scriitor care spunea că mila este o chestiune de nervi. Adică depinde cum este poziționată starea ta de spirit în momentul în care te întâlnești cu astfel de situație. Dacă te ții nervii să faci ceva bun pentru omul respectiv, programul îți permite și așa mai departe. Ați spus bine că se întâmplă să ne facem calcule de fiecare dată când ne întâlnim cu astfel de situație. Ne gândim în lumea noastră modernă că există servicii specializate, profesioniști în a oferi milă și de a se ocupa de persoane care sunt lovite de soartă, dacă ar fi să ne exprimăm mai popular. Sunt la 112? Da, adică avem tot felul de instrumente prin care să găsim o serie de scuze. Și atunci, evident că ne înscriem într-o lume guvernată de legea junglei, în care cei mai puternici supraviețuiesc, care pentru toți ceilalți avem asistență socială. Pilda pe care o spune Domnul Hristos ne arată că actul de milă presupune și un sentiment, presupune în același timp și o faptă, o acțiune. Cele două se unesc cumva. Nu cred că au fost indiferenți preotul și levitul. Un simțământ au avut de milă. Ce le-a lipsit este partea a doua, acțiunea. Lucru care, de fapt, se întâmplă și societății moderne. Noi toți avem simțământul de milă. La o astfel de informație, probabil că ne cutremurăm. Dar ne gândim la acest aspect, că milei, pe lângă sentimente, trebuie și faptă. Iar dacă m-aș raporta la mila lui Dumnezeu, ar fi bine să... Mă rog, ar fi bine. Ne prezintă Hristos faptul că în spatele milei nu există cauzalitate și gândirea în termen de profit. Adică ce voi câștiga atunci când mă implic în această situație? Probabil din considerentul acesta nu ne aplecăm spre astfel de situații pentru că nu e profitabil. Adică de ce să sar, să o apăr pe doamna incendiată dacă s-ar putea să mi se întâmple și mie același lucru și nu am niciun avantaj din toată această situație. Dar cred că societatea se orientează spre servicii specializate, spre o lume cât mai așezată pe rafturi și lăsăm deoparte lucrurile absolut normale, naturale despre care vorbea colegul meu, preotul catolic. Deci despre lucrurile acestea vorbim și cred că asta ne lipsește societății moderne. Mulțumesc! Care este morala acestei pilde, domnule Achihai, Virgil Achihai? Iisus Hristos prezintă această pildă unor oameni familiarizați cu Scriptura. Unor oameni cărora în Vechiul Testament li s-a descoperit și domnul Bădrăgan a zis foarte bine. Domnul Dumnezeu a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate, de credincioșie, își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni și așa mai departe. Oamenii știau cine este Dumnezeu. Publicul era un public educat în ale Scripturii. Știau că trebuie să intervină prompt pentru a rezolva acea dramă. Și au trecut. Și eu sunt pastor și noi astăzi sunteți pastori, avem preoți în seara aceasta, deci vorbim până la urmă, poate de fânie, în casa spânzuratului. Mă înțelegeți? Că acum eu trebuie să-mi fac mea culpa. Îmi amintesc că au fost accidente în drumul meu spre Iași, și nu puține, când am văzut, era lume, n-am oprit și am mers mai departe. Dar îmi amintesc o situație când o doamnă a fost ajutată de noi, i-am împins mașina, la câteva secunde, mașina cealaltă care se tamponase a luat foc și omul de acolo n-a mai putut să fie salvat. Și am avut sentimentul acesta de bucurie că am putut să dau o mână de ajutor. Dar au fost și situații când nu am oprit, trebuie să recunosc. Care este morala acestei pilde pentru noi, în special pentru liderii religioși?
Pentru lideri, cred că e o grea lecție. Pentru lideri. Sunt curios și eu să aud vreodată că un pastor sau un preot ajunge cu o jumătate de oră la slujbă și spune: am văzut pe cineva căzut și am așteptat până a venit salvarea și pe urmă am venit la slujbă. Personal n-am auzit. Sunteți curios dacă va fi admonestat, certat, mustrat de enoriași? Nici nu vreau să mă gândesc. Nici nu vreau să mă gândesc. Dar haideți să revenim la Mântuitorul Hristos. În contextul cu samaritanul milostiv și cu acei oameni care, deși în condițiile în care nu exista asistență socială statală în vremea aceea, oamenii au trecut fără niciun fel de problemă. Și pentru mine întrebarea este: am eu curaj să-mi afirm mila în singurătate, nu în public? Ce înseamnă asta? Cine vedea pe preot sau pe așa în acea situație arătând milă? Anonimat. Nimeni. Ia să fi fost în mijlocul Ierusalimului, eu sunt convins că preoții, fariseii, cărturarii s-ar fi înghesuit dacă mai era și Mântuitorul Hristos pe acolo. Ce să facă? Ar fi câștigat popularitate. Sigur. Pentru că să nu uităm un lucru. Zice că Mântuitorul Hristos e la masă, l-a chemat mai întâi pe Matei, e la masă cu mulți așa și le zice tuturor: știți ce? Învățați să aveți ce? Milă, pentru că milă voiesc, nu jertfă. Este clar, răspunsul Scripturii este foarte clar. Oamenii aceia religioși au uitat să fie iubitor de Dumnezeu. Fiind iubitor de Dumnezeu, ești iubitor de ce? De om. Și fiind iubitor de om, înțelegi ce? Necazul prin care trece. Încerci să pui și tu o bucățică din tine, nu instituționalizat, nu 112 sau altceva. Nu să vină, sau aici până vine și rezolv. Nu, eu mă implic. Și samaritanul s-a implicat sub două forme. Una extrem de periculoasă. Știe că e căzut între tâlhari, știe că dacă se oprește acolo, poate să cadă și el, să aibă aceea soartă. Dar trece peste teama de a-i fi milă și își o exprimă, dar numai că și-o exprimă. Zice că l-a luat, l-a pus pe... și l-a dus la... Ceea ce a spus noastră e extrem de important. Ce nume? Domnule, dacă ar fi fost într-o piață publică, preotul și ar fi fost văzut de lume, ar fi acționat prompt. Siguranță. Pe de altă parte, Mântuitorul spune în Luca 14, tu când faci un bine, când faci milostenie, când dai o masă, nu știu, când îmbraci pe cineva, fă lucrurile acestea cu oamenii care nu-ți pot răsplăti și fără să fii văzut. Ei n-au cu ce să-ți răsplătească, adică nu-ți pot întoarce gestul înapoi, dar ți se va răsplăti la învierea celor drepți. De aceea spunea Mântuitorul, când faci un bine, să nu știe stânga ce face dreapta. E interesantă această idee, mărturisesc că nu m-am gândit până acum la ea, și anume, cred că preoții ar fi intervenit prompt dacă ar fi fost într-o piață publică. Poate că și eu aș fi făcut la fel, de ce să fiu ipocrit? Haideți să facem așa. Poate că toți am fi făcut la fel. Marius Creța, ai vrut să intervii? Vreau să intervin, poate ceea ce am să spun intră în contradictoriu cu ceea ce s-a amintit puțin mai devreme. Eu cred că noi în mod natural suntem nemiloși. Dacă, și am să argumentez, dacă ar fi atâta milă în noi și apoi prin noi în societate, ar trebui să vedem numai gesturi de milă. Mergi pe stradă, să vezi oameni care se înghesuie să ofere milă. Ești în mașină, în trafic, toți sunt miloși, nu e niciunul agitat. Dar realitățile îmi spun că, de fapt, noi suntem înclinați, suntem într-un fel determinați să mergem într-o altă zonă. Noi suntem structural nemiloși. Așezând această idee în contextul fericirilor, pentru mine este esențial ce spune, de fapt, Domnul Iisus în fericirea dinainte. Ferice de cei însetați după neprihănire. Când, de fapt, Dumnezeu, Iisus Hristos spune, e bine să-ți recunoști starea, să știi că drept te socotesc doar eu, îți arăt milă, iar mila pe care tu o primești de la mine, te ajut ca să o transmiți mai departe. Eu aici văd logica, pentru că altfel privite lucrurile și realitățile îmi dau seama că noi nu suntem structural îndemnați să facem milă. Că apar din când în când gesturi, e un tsunami și toată lumea donează 10 euro, 20 de euro, 5 euro, este cu totul altceva. Dar în fiecare zi să fii milos și să arăți milă față de oricine,
Cred că este un atribut al unei categorii speciale. Nu oricine poate să facă lucrul acesta. Cu alte cuvinte, nu omul firesc este cel care manifestă milă, ci omul duhovnicesc. Trebuie să fie ceva, o schimbare la mijloc, pentru că altfel ar fi o normalitate și n-ar fi nevoie să avem o astfel de discuție în seara aceasta. Asta ar fi o lume perfectă. Una dintre remarcile, nu mi-aduc aminte acum care filozof, spune așa: mila este una dintre cele mai mari boli ale sufletului în filozofia greacă. Era considerată mila ce? Slăbiciune. Nu, virtutea este ce? Să fii neîndurător? Stau și mi-aduc aminte de prorocul Elisei, da? Cu marea aceea mulțime de... și vine împăratul și spune: să-i măcelăresc? Și el zice: nu, ba din contră. Dă-i de mâncare. Făcând așa, pui cărbune apoi. Exact, exact invers de cum era mentalitatea vremii de atunci și de acum. Marius, acum, e adevărat ce spuneți. Sunt de acord. Acum, probabil că afirmația făcută mai devreme aici în platou a fost vis-a-vis de faptul că există uneori gesturi care denotă milă, cum spuneați, să strâng bani în preajma unor calamități. Dar e adevărat că mila nu ne este naturală, pentru că mila în mod esențial este altruism. Și noi, prin excelență, suntem angrenați într-o luptă de supraviețuire, într-o junglă ce ne cere, ne pretinde toate eforturile, toată energia noastră, și nu ne facem vreme pentru aproapele. Cred că e nevoie de o altoire a euului, a noastră, a ființei noastre, și ne trebuie, altoirea asta vine atunci când ne conectăm la Dumnezeu, când Dumnezeu schimbă inima noastră. Domnul Iisus îi spune lui Nicodim, îi zice: tu trebuie să te naști din Duh. Dacă nu ne naștem din Duh, atunci rămânem niște războinici, niște pui de rahan, care încercăm să ne facem și loc în desișul acestei jungle a lumii. Și nașterea din Duh tocmai asta denotă că nu mai ești firesc, altă dată Pavel spunea drăcesc, ci ești asemenea Domnului Hristos și ai caracterul Lui. Ori îmi aduc aminte ce spunea Iacov 1:17, nu vă înșelați, orice ni se dă bun, orice dar de săvârșit se coboară din cer de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Prin urmare, chiar și atunci când vezi un om care n-a citit niciodată Biblia, dar că e milos, darul acela este din ceruri. Ideea de milă, de dragoste, de compasiune, chiar dacă omul acela nu-l cunoaște pe Dumnezeu în varianta Scripturii, dar toate darurile bune vin de sus. Da. Aici am o anumită rezervă, nu vreau să intrăm în contradicție. Însă aș vrea să fac o precizare. Vă rog. Mila, ca și acțiune, e clar, nu e un fapt strict natural. După cum virtutea se dobândește. Însă sentimentul de milă e ceva în natura omului. Deci, alături de venerație și de rușine, sunt acolo, în natură. Dar, pe de altă parte, sunt asociate lucrurile, pentru că avem și sentimente de altă natură, de agresivitate. Fără doar și poate. Și aici este marea problemă, apropo de ce spunea Tiberiu puțin mai devreme, pentru că... Suntem într-un alt registru cu agresivitatea. Noi spunem că cineva face milă la un moment dat, dar e posibil ca, după 5 minute, corect, să aibă un gest de agresivitate față de celălalt. Marius, dar asta nu exclude ceea ce spune Iacov. Iacov spune: orice dar bun se coboară de sus. Mila nu este un dar drăcesc. Nu este un sentiment pe care ne-l dă diavolul. Pavel zice: vreau să fac binele, dar rău se ține scai de mine. Sigur că da. Deci e ambivalența asta care e în viața noastră. Numai eu vreau să închei ce am spus. Deci, pe de o parte, trebuie o altoire, o transformare interioară. Pe de altă parte, e adevărat, mila nu ne este naturală, dar e un exercițiu pe care trebuie să îl tot aplicăm. Și e foarte important să avem și memorie bună. Noi suntem foarte repezi la a uita. Știți, e foarte interesant. Suntem așa rapizi la a pretinde milă când greșim sau când suntem într-o situație, suntem bolnavi, avem o dramă. Ne așteptăm ca ceilalți să empatizeze cu noi, dar când e să o oferim, uităm repede că am primit-o deseori. Deci, mila, a fi miloși înseamnă și a ne aminti foarte, foarte bine de câtă milă am primit. Și mi-a plăcut, cum spunea un filozof, zicea: noi suntem într-o pendulare permanentă între o milă pe care deja am primit-o și una de care avem nevoie. Exact. Și e foarte interesant ceea ce spuneți, și anume, e important să ne ducem aminte cum s-au portat alții cu noi în circumstanțe identice. Vă aduceți aminte ce spunea Domnul Iisus Hristos iudeilor? Aduceți-vă aminte că și voi ați fost robi
și dacă veți întâlni în țara voastră pe care o veți lua în stăpânire robi, purtați-vă frumos cu ei. Aduceți-vă aminte că și voi ați fi vrut să se poarte alții și anume stăpânii frumos cu voi și pentru asta, sau aici intervine regula de aur. Tot ce voi să vă facă vouă oameni, faceți-le și voi la fel. Dar Marius, ca să nu creadă publicul că suntem în contradicție, deci n-ar fi nicio problemă pentru că nu mă gândeam că la fericirea asta sunt idei contradictorii, dar nu e absolut nicio problemă pentru că de aia suntem la un post în care putem să ne exprimăm liber. Orice dar bun, fie că e vorba de milă, de dragoste, de compasiune, de tot ce vrei, toate acestea vin de la Dumnezeu. Nu putem să le primim în altă parte. Și atunci poți să fii un om rău, care să lovești în stânga, în dreapta, nu știu ce, și în secunda următoare să fii capabil să fii milos. Intrăm într-o zonă unde e foarte complicat, nu știu ce va ieși. Atunci, mă opresc, de la regie, al doilea material video. Nu l-am convins pe Marius, al doilea material video. Peste 1000 de euro, atât strânge într-o lună un cerșetor, iar în perioada sărbătorilor, când oamenii sunt mai generoși, câștigurile se triplează. Banii ajung în mâinile celor care conduc rețelele de traficanți, indivizi care se îmbogățesc fără niciun efort din mila oamenilor. Doamna din imagine are aproape 70 de ani și ultimii 10 și a petrecut în apropierea unei treceri de pietoni din Piața Unirii. Aici o aduce în fiecare zi la cerșit, cel mai probabil o rudă mai tânără. Odată, la câteva minute, cineva îi întinde un leu sau măcar o portocală. Nu plecați, că nu vrem să vă speriem, nu vrem să vă speriem. De ce fugiți? Stați un pic, stați un pic. La fel ca ea, cei mai mulți dintre cerșetori se feresc să spună câți bani primesc și cui îi dau mai departe. Sau, dacă vorbesc, speră că vor primi ceva în schimb. Stai jos geamul, mă. V-au dat oamenii bani astăzi. 3 lei. Oricât ar fi de frig de sărbători, mulți cerșetori își iau copiii pe stradă ca să câștige mai bine. Așa a făcut și Bogdan, care a venit tocmai de la Târgu Mureș, pentru că a auzit că în București oamenii ar fi mai darnici. Are, evident, și o poveste croită pentru buna impresie. Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Fii profesionist, săracu! Bogdan susține că i-ar fi murit un copil pentru că n-ar fi avut bani să-i cumpere medicamente și l-a adus în capitală pe băiatul cel mic pentru că soția ar fi operată. Ce mai câștig și eu, bă? Oamenii sunt mai darnici la București? Da. Cam câți bani așa reușiți să faceți? Cât de Dumnezeu. Oameni miloși, trecătorii dau bani, chiar dacă nu rămân la cel care stau cu mâna întinsă, ci ajung la traficantul din spatele lui. Încercați să vă gândiți, dacă un cetățean dă un ron sau doi ron unui cerșetor și acel cerșetor ar avea posibilitatea într-o zi, în 6 ore de muncă, să ia de la 100 de cetățeni, gândiți-vă ce sumă de bani înseamnă aceea. Și după aceea v-aș ruga să vă gândiți dacă dumneavoastră aveți întotdeauna acea sumă de bani în buzunar. Un cerșetor ajunge să adune peste 6.000 de lei într-o lună, iar de sărbători câștigurile se triplează. Așa că traficanții care coordonează afacerea din umbră primesc și 18.000 de lei. Singurii care pot stopa fenomenul, spun polițiștii, sunt oamenii care ar trebui să nu se mai lase impresionați de mâna întinsă și de povestea spusă cu lacrimi în ochi. Dragi prieteni, și ca să avem tabloul complet, am vrea să dublăm aceste informații pe care le-ați văzut în materialul video cu alte informații de pe niște cartoane grafice. De aceea, iertați-mă în urma unui colaj de imagini, de aceea rog pe colegii de la regie să ne dea primul colaj de imagini, pentru că sunt câteva informații pe care vreau să le furnizez în seara aceasta. Ele vin, dacă vreți, să completeze ceea ce au spus specialiștii noștri din acest material video. În studiul privind exploatarea prin cerșetorie în relația cu traficul de persoane, făcut de Agenția Națională împotriva traficului de persoane, a relevat următoarele date preluate dintr-un raport recent, International Labour Organization, care arată că aproximativ 313.500 de persoane au fost identificate ca fiind traficate în scopul practicării cerșetoriei, ceea ce nu reprezintă decât un simplu exemplu al mărimii flagelului ce s-a abătut asupra umanității. Comunitatea internațională a înregistrat progrese recente ca urmare a abordării luptei împotriva traficului într-o perspectivă centrată pe drepturile omului. Din 2003, Uniunea Europeană a recunoscut problema traficului în scopul cerșetoriei în declarația de la Bruxelles. Raportul special al ONU privind traficul de persoane face referire în mod explicit la cerșetorie pentru prima dată în raportul său din anul 2009. În plus,
Uniunea Europeană a adoptat directiva privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, paragraful 11 din preambul, concentrându-se și pe fenomenul de exploatare în scopul cerșetoriei. La nivel național, obligarea la cerșetorie ca formă a traficului de persoane ocupă locul al treilea în ordinea modalităților de exploatare, după cea sexuală și cea prin muncă forțată. Anual, aproximativ 10% din totalul victimelor identificate la nivel național cad pradă traficanților de persoane în scopul obligării la practicarea cerșetoriei. Un citat. Dintre toate formele de exploatare a victimelor, obligarea la cerșetorie este cea mai vizibilă, desfășurându-se în locuri publice, străzi, magazine, centre comerciale, etc., și este susținută de milostenia, spiritul creștin și bunăvoința societății civile. Se menționează în același studiu pe care l-am amintit adineauri. Ne întoarcem în platou și continuăm discuția noastră. Vreau să vă mai dau alte date, acestea sunt în special pentru noastră, domnilor invitați. Infracțiunea de cerșetorie este o infracțiune prevăzută și incriminată în codul penal prin articolul numărul 326, definită astfel. Citez. Fapta persoanei care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila publicului, Silviu Plemisu, ceea ce se întâmplă cu românii prin Franța, cerând ajutor material, se pedepsește cu închisoarea, atenție, de la o lună la 3 ani. Și acum, domnule Bădrăgan, în Biblie ni se spun următoarele cuvinte. Proverbe 22, versetul 9. Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui. Omul milostiv va fi binecuvântat. Luca 3, 36. Fiți deci milostivi, cum și Tatăl vostru cel ceresc este milostiv. Iisus Hristos spunea, ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Este cea de-a cincea fericire. Isaia 58, versetul 10. Dacă vei da, dacă vei da mâncarea ta celui flământ, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întuneric și întunericul tău va fi ca ziua n-amiaza mare. Mergem puțin mai departe. Deuteronom 15, versetul 11. Totdeauna vor fi săraci în țară. De aceea îți dau porunca aceasta. Să-ți deschizi mâna față de fratele tău, față de sărac și față de cel lipsit din țară. Proverbe 14, versetul 21. Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. Proverbe 14, 31. Cine asuprește pe sărac, bazocorește pe ziditorul său. Dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Și vine Pavel în 2 Tesaloniceni 3:12 și spune, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. S-a creat contrastul. Multe versete care spun deschide mâna pentru cel sărac, întinde și satură foamea celui de lângă tine. Și vine Pavel și le spune tesalonicenilor, cine nu muncește, nici să nu mănânce. Și în altă parte, Pavel spune, cercetați pe orfani, pe văduve și după ce faceți o anchetă socială, da? După aceea, întindeți mâna. Am avut materialul video. Acolo unde ați văzut că se poate câștiga foarte bine din cercetorie sau acolo unde unii sunt împinși de către mafia din spate ca să cerșească. De unde știe omul de bun simț când să ajute pentru că este o dramă reală și când să nu ajute că e de fapt un șiretlic? Vă rog. Ar fi două aspecte. Unul, un ajutor pe care ar trebui să-l aibă societatea din partea instituțiilor statului. Am locuit în Anglia 2 ani, cât am fost la studii acolo, și am remarcat că sistemul lor social, foarte bine pus la punct, face niște anchete sociale în privința celor care se declară săraci, fără homeless, fără casă, n-au posibilități să se angajeze, sunt bolnavi. Ei, le dau acestor oameni niște ecusoane și niște reviste pe care să le vândă cu o sumă fixă. Costul revistei este unul pentru cine cumpără, rămânându-i celui care vinde jumătate din suma aceea. Pentru a-și cumpăra de mâncare și alte. Acolo, un om care are un ecuson dat de serviciile sociale ale statului, într-un fel, e de încredere că e un om sărman și îl poți ajuta. La noi lucrul ăsta nu se prea întâmplă.
încă, sperăm să se schimbe. Un alt mod, dacă nu ne ajută statul, un alt mod este să ne dumirim noi înșine. Problema este că pentru a ne dumiri trebuie să ne oprim din drumul nostru, din periplul nostru rapid spre alea sfinte și serioase. Cum spunea și domnul Achiai, ne ducem la slujbă, nu avem noi timp să stăm cu amărâtul care este în stradă. Cum ne-am putea dumiri? Să ne oprim și să stăm de vorbă cu oamenii. E posibil să descoperim că nu vor să discute cu noi, pentru că deseori în spate este o mafie. Eu însumi am văzut cu ochii mei, bănuiesc deseori când văd oameni în vârstă sau chiar tineri care nu se pot deplasa. Ei au fost aduși acolo, n-au zburat să ajungă într-un loc aglomerat din București. Sau orbi. Am văzut eu însumi, ziceam, într-o seară, în metrou, o femeie care era condusă de un domn, cerșea, femeia orbă, după ce a ieșit din vagonul nostru în stație, respectivul domn i-a aplicat vreo două lovituri, pentru că nu avea suficienți bani în mână, n-a fost suficient de convingătoare. Vă dați seama cu câtă ușurință oamenii pot să susțină asemenea mafie. Sigur, și pe de altă parte, tocmai am văzut acele informații din colajul de imagini, 10% din traficul de persoane reprezintă cerșetoria. Păi imaginați-vă că sunt copii mutilați de mici, luați și duși în Europa, uneori trec peste Atlantic și se pot face bani frumoși. Se poate câștiga foarte bine. De aceea vă întreb, când eu îmi duc în fiecare dimineață soția spre serviciu și apoi mă întorc spre birou la mine? Păi imaginați-vă că sunt trei persoane pe care le văd acolo în fiecare dimineață. Au încercat să intru în vorbă cu ele, de fiecare dată îmi spun aceeași poezie. Au fost zile când am ajutat, după aceea în comportamentul lor mi-am dat seama că este ceva neregulă și n-am ajutat. Dar am văzut nu de puține ori mașini scumpe, geamuri coborâte și domni îmbrăcați pretențioși care ofereau bani. Și vă întreb pe dumneavoastră, părinte Fabian Măriuț, e posibil ca să ajutăm uneori pe cei săraci, nu pentru că rezonăm cu drama lor, ci pentru că vrem să ne liniștim conștiința noastră, pentru că am învățat că dacă dăm un ban la semafor, nu contează cui, nu contează dacă are sau nu are nevoie, și în felul acesta ne liniștim conștiința noastră și ne facem bine sufletului nostru? E posibil. Din moment ce la prima vedere nu cunoaștem situația celuilalt și e chiar evanghelic ca să dăruiești. Pe de altă parte, aș folosi o expresie a Papei Francisc. Când vorbește de traficul de ființe umane, vorbește și despre o globalizare a structurilor păcatului. Așadar, toate aceste persoane care se găsesc într-o astfel de situație sunt și victimele ale păcatului social, ceea ce nu e atât de ușor de perceput ce înseamnă un păcat social, dar avem de-a face și cu păcate la nivel social. Și, sigur, aici se poate face de vină și populația. A spus că, din experiența avută, ați dat o dată de pomană, ați dat a doua oară, dar a treia oară v-ați dat seama că acolo era o înșelătorie. De fapt, dacă aș folosi niște termeni biblici, e greu ca să discernem din prima cine-i văduva, cine este orfanul și cine este cel care escrochează. Exact. E foarte greu. Ești în trafic, ești la un semafor și Pavel spune cercetează pe orfan și pe văduvă. Dar noi, din start, așa, văzând mersul lucrurilor, știm că cei care stau la semafor acum deja sunt cercetori de profesie, nu mai sunt din categoria văduvilor și orfanilor. Lucrul ăsta cred că l-am învățat în toți acești ani de când, iată, a căzut regimul comunist în România. Dar, în principiu, dacă întâlnești o persoană de prima dată și îți cere un ajutor, cred că e bine să nu o refuzi, pentru că nu știi situația. Dar dacă în felul acesta încurajăm pe cel care stă acolo și primește să-și continue obiceiul acesta.
L-am întâlnit prima dată. Da. Îi oferim și noi. Vine un altul, întâlnește prima dată, mai ales în marile orașe. Și ce interes? Noi gândesc... încurajăm, practic, să meargă mai departe, spunând, uite, se poate și așa. Mă gândesc la un gest care a rămas emblematic în istoria bisericii sub aspectul acesta al carității. Acest soldat, Martin de Tur, care întâlnește un sărac care tremura de frig, taie mantaua și îl învelește. Și acest gest a fost suficient, așa ca el să fie declarat sfânt. Spun suficient, poate viața lui cu siguranță că e mult mai bogată. Dar plecând de la această despuiere de sine și dăruire, pentru că în asta limită pe Iisus. Pentru că dacă noi punem judecata înaintea milostivirii, că până una alta, dacă ne apucăm să facem un discernământ instantaneu, s-ar putea ca întotdeauna să punem judecata înaintea milostivirii și să nu mai recurgem niciodată la milostivire. Mergem la cel de al treilea carton grafic și apoi ne îndreptăm către părintele Valentin Ilie. Sunt câteva informații extrem de importante. Începem să construim și apare, dacă vreți, tensiunea dezbaterii noastre din seara aceasta. Colegii de la regie sunt rugați să ne dea cel de al treilea carton grafic. Furtul unor cantități mici de mâncare de către oameni înfometați nu mai reprezintă o infracțiune. A decis luni, 2 mai 2016, Curtea de Casație Italiană, cea mai înaltă instanță din peninsulă, potrivit BBC. Decizia a fost salutată de toată presa italiană și citată ulterior de marile publicații din întreaga lume. Să vedeți despre ce este vorba. Pentru judecători, dreptul la supraviețuire prevalează în fața dreptului la proprietate. Se precizează în raportul cu privire la decizia curții publicată de la Stampa. Publicația critică faptul că acest caz, cu o miză de numai 5 euro, a trecut prin 3 instanțe și a fost nevoie să se ajungă până la judecarea cazului la Curtea de Casație. Decizia, care a fost considerată istorică de către presa italiană, este, citez, dreaptă și pertinentă, a spus Italia Globale. Și își găsește acoperire în ceea ce se numește milă și umanitate. Despre ce este vorba? Pe scurt, un tânăr, înfometat, a intrat, a mâncat într-un magazin, a luat din raft un produs de 5 euro. A fost prins, omul a mâncat între timp și a potolit foame, a trecut prin 3 instanțe și ultima instanță a spus, domnule, stați un pic, dreptul la viață prevalează dreptul la proprietate. Prin urmare, dacă cineva vine în magazin și fură ca să-și potolească foamea, nu mai este considerat un furt, pentru că dreptul la viață este mai mare decât dreptul la proprietate. Și mă întreb către dumneavoastră acum, părinte Ilie, în atari condiții, e un exemplu pe care l-am dat, nu încurajăm pe oameni să fură decât să muncească, nu încurajăm pe oameni mai curând să intre în magazine și să ia de pe rafturi și să mănânce decât să muncească? Pavel spune, cine nu muncește, nici să nu mănânce. Decizia luată de Curtea Italiană este o decizie care nu este de, să spunem, de religie, influențată de religia creștină, cât de cultura creștină. Chiar dacă Europa nu mai este considerată astăzi creștinătatea prin esență, în realitate au rămas anumite elemente care noi continuăm să fim de cultură și legislația, în general, să fie influențată de spiritul creștin. Și o astfel de decizie este luată din această perspectivă. Sigur că a vorbit din punct de vedere tehnic, acest lucru poate fi o încurajare sau poate să nu fie o încurajare. Nu mă îndoiesc într-o țară ca Italia, dacă cineva, ca și în România de altfel, dacă cineva ar dori să i-ar fi foame într-adevăr și ar dori ca lucrul acesta să-l facă într-un spirit religios, într-un spirit normal, ar putea să se ducă undeva, așa cum spuneam, unirea sentimentului de milă, când vorbeam de legătura între milă și dreptate. Să ceră cuiva. Acest lucru este nu numai în cazul celui care oferă, ci și a celui care primește.
pentru că atunci când te duci și furi un lucru, de fapt îți negi și calitatea ta de, și dreptatea pe care o are celălalt. Practic o calci în picioare din dorința și de a supraviețui, deși într-o, cum spuneam, într-o țară ca Italia și nici ca România, nu se pune problema supraviețuirii din cauza foametei. Și sigur, astfel de lucruri am putea spune că ele încurajează, spunem în primă situație, o astfel de atmosferă. De ce? Pentru că nu se încurajează, nu se cercetează fiecare caz în speță. Și am putea, deși este influențat, să spunem, de un spirit creștin, ceea ce defectul, să spunem, al unei asemenea lege, a unei asemenea decizii, constă în faptul că nu pune în valoare caracterul personal. Practic, în mod impersonal, poți să te duci să iei un lucru pentru că ești apărat de o lege. În mod, să spunem, creștin, atunci când avem nevoie de ceva, oricât este, dacă este un lucru important sau este un lucru mai puțin important, poate sub 5 euro, dacă cerem acel lucru de la cineva, intrăm într-o relație personală, îi spunem problema noastră și acea problemă este pusă nu sub o formă de încercare de, să spunem, excrocare a acelei persoane, ci a pune de a-i stimula emoțiile, ci pur și simplu de a spune punctul de vedere, sigur că lucrul acesta se poate rezolva pentru că, așa cum spunea și părintele, este în firea umană. Dar, cum spuneam, o astfel de decizie reflectă caracterul impersonal al juridicului care caută să regifereze și în domeniul acesta al milei. Și până la urmă, despre ce vorbim aici, domnule pastor Mihai Miron? Furtul este un păcat. Sigur. A încuraja furtul înseamnă a încuraja pe o persoană să păcătuiască. Vom spune, da, domnule, dar contextul e că e foame. Dar cred că s-ar, așa cum spunea și noastră, părinte Ilie, cred că am putea rezolva problema foamei pe alte căi, unele oneste, cinstite, chiar dacă nu ai un ban în buzunar. Și atunci putem să fim miloși chiar încurajând pe alții să fure, să păcătuiască prin furt? Evident, furtul este un păcat și acest lucru nu se negociază atunci când Sfânta Scriptură stipulează în codul ei lucrul acesta. Sigur că nu cunoaștem toate datele problemei, de ce Curtea de Casație Italiană a stabilit lucrul acesta. Știm că în Biblie există tot felul de legi și reglementări prin care Dumnezeu s-a îngrijit de cel sărac. Adică atunci când este vorba despre strângerea roadelor, ceva trebuia lăsat pentru sărac. Aducem aminte că ucenicii împreună cu Domnul Hristos au trecut printr-un lan de grâu. Cu siguranță nu era proprietatea nici a Domnului Iisus. Nu știm exact a cui proprietatea era. Ei au mâncat din acel lan de grâu. Introduceți o tensiune. E vorba de furt acolo? Ce au făcut ucenicii? E vorba de furt? Tocmai vedem că Domnul Hristos, acolo se discuta problema sabatului. Problema celui care reglementează o anumită regulă a sabatului și așa mai departe. Biblia deja colegii dumneavoastră, domnule Miron, vor să intervină. Biblia nu ne spune că este furt. Oamenii au mâncat. Da, dar totuși spune la un moment dat legea lui Moise, dacă treci prin lanul cuiva și ți este foame, poți să iei, că nu e furt. Dacă treci prin livada cuiva, poți să iei, că nu e furt. Vă spun unde, că mi-amintesc că e foarte matematic așa, Deuteronom 23, 24 și 25. Ce spune? Și zice ceea ce spuneți dumneavoastră, dar un pic mai mult și complică lucrurile. Ia să vedem. Cred că vreți să aruncăm în aer discuția. Păi eu nu vreau să aruncăm în aer. Eu aș vrea să-i lămurim pe cei de acasă. Vă rog. Zice, dacă intri în via aproapelui tău, da, vei putea să mănânci struguri după plac până te vei sătura. Dar în vas să nu iei. Să nu iei, da. Dacă intri în holdele aproape lui tău, vei putea să culegi spice cu mâna, dar secera în holdele aproape lui tău să nu o pui. Deci dacă pui secera este furt, dacă pui în vasul tău este furt, dar mănânci, mănânci ce nu este al tău, este tot al aproape lui tău. Și eu cred că ce s-a întâmplat acolo în Italia e un caz școală clasic al unei complexității vieții până la urmă. Și eu cred că Scriptura
ne cam, și aici vreau să, de aia ziceam că aruncăm în aer. Supermarketul este un lanț de grâu modern, ca să puteți spune, o vie modernă. O vie modernă, da. Practic, acum... nu poți să ai acces la, pe proprietatea unui agricultor ca să-ți potorești foamea, e clar, sunt garduri, sunt și așa mai departe, dar Italia se îngrijește de o anumită categorie socială prin care înțelegem că nu au acces. Probabil că în Italia, fiind un alt context de încurajare de a dezvolta o rețea de cerșetorie, oamenii au spus că hai să combatem printr-o altă metodă situația aceasta. Pe sistemul dumneavoastră de argumentație, domnule Miron și domnule Bădrăgan, înțeleg că tânărul acela care a luat alimente de 5 euro din magazine nu a furat. Eu vă zic mai încolo, dacă să nu... Păi nu, haideți, dacă tot detențiunea asta, haideți ca să o detenționăm, vă rog. Am ridicat. Domnul Mihai Miron și apoi întoarcem către noastră. Și vă rog să interveniți, vă rog. Deci tocmai când ați prezentat materialul respectiv, m-am gândit la această situație când Domnul Hristos a trecut cu ucenicii și i-au mâncat. Deși subiectul era altul, contestările erau altele, nu s-a considerat furt și m-am gândit și la aceste versete pe care le-a spus domnul Sorin Bădrăgan. Deci vorbim despre o anumită contextualizare a anumitor situații și fiecare societate își arată gradul ei de moralitate prin modul în care tratează niște categorii sociale defavorizate și în mod special cu privire la săraci. Cred că Domnul Hristos a certat abuzurile societății iudaice, modul în care era structurată, taxele la templu, taxele către cezar, care împovărau o societate și așa sufocată de prezența celor care au ocupat teritoriile respective. Deci cred că sunt situații în care Biblia a spus ai mâncat, nu este furt. Sunt, în seara aceasta chiar mă interesează un sondaj de opinie făcut aici. Așa. Răspunsul tău, Mihai Miron, este că ce a făcut tânărul acela în Italia nu a furat. Nu, eu n-am spus că deci atâta timp cât în societate nu s-a reglementat situația. Dar a spus curtea de casație. Viața prevalează proprietății. Eu sunt foarte de acord cu ce a spus Curtea de Casație. Da. Viața are prioritate și în fața regulilor religioase. De acord. Viața are prioritate în fața tuturor legităților unor biserici. Iar dacă în sprijinul vieții vine și... Corect. Sunt de acord cu dumneavoastră. Vine și organul sunt de acord de drept, cu dumneavoastră. Am făcut aceeași școală și citim aceeași Biblie. Așa. Fiți liniștit. Dar... sesizați pericol din spatele acestei decizii? Sigur că în spatele oricărui decizii... Adică că ai putea trezi cu mii de oameni care să intre în magazine și să nu ia mai mult de 5 euro, pe motiv că... Vă rog. Este un pericol, dar în același timp e un semnal de alarmă dat supermarketurilor și oamenilor, italienilor, care huzuresc, plăteau sute de mii de euro în conturi, convertută. Să facă lângă fiecare supermarket ceea ce am văzut în vest foarte mult și la noi au început niște inițiative civice extraordinare, niște food banks, bănci de mâncare, de alimente. Și sunt și la noi, am văzut la supermarketuri. Sunt containere de haine. Sigur, da. Pe care nu le folosești mâncare, să le... Da. La supermarketuri lăsa mâncarea. Acum, aici e o discuție vis-a-vis de modul în care cum considerăm că un lucru este moral sau imoral. Un model, un mod de a decide ce e corect și ce e greșit este a ne raporta la lege. Legea spune, pe de o parte poate fi teonomie, adică lege dată de Dumnezeu, mă uit la Vechiul Testament și zic că acolo spune să nu furi. Sau autonomie. Kant zice, legea nu vine de sus, ci este o convenție o morală, convenție socială. Imperative categorice, din sinele nostru, toată lumea suntem de acord. Bun. Un alt mod de a aborda problemele este vis-a-vis de valori. Ori aici ce a făcut curtea din Italia a spus... A înțeles că acolo e un conflict între valori. Pe de o parte aveai valoarea vieții și pe de altă parte aveai valoarea proprietății. Și el a zis, când am în balanță cele două valori, îmi dau seama că viața este mult mai grea. De acord. Și atunci, de pericol din spatele corect, acestei decizii. Imediat ajunge și acolo. Și un alt mod de a lua decizii este, bun, e și vis-a-vis de virtute, ce
ce anume creionează în mine, ce dăltuiește în mine un comportament anume, sau vis-a-vis de consecințe. Dacă eu fac un lucru, care sunt consecințe? Dacă sunt consecințe bune, atunci faptul, actul este moral, dacă nu, este imoral. Eu vă întreb pe dumneavoastră, Rahav, cum a ajuns Rahav în galeria oamenilor credinței din Evrei, capitolul 11? Deci, prin credință Rahav i-a ascuns pe spionii aia. Dar Rahav cum i-a ascuns pe spioni? I-a ascuns pe spioni mințind. Au venit oamenii conducătorului zonal și au întrebat, sunt spioni aia evrei pe aici? Și ea zice, nu, dar ei erau pe acoperiș. A mințit și porunca zicea să nu minți. Ea a mințit și ajunge în Evrei, capitolul 11. Nu uitați, domnule profesor, nu uitați că și aici este o tensiune. Ea spune, înainte de a minți, spune spionilor, știu că Dumnezeul vostru este Dumnezeu adevărat, știu că Dumnezeul vostru v-a promis țara, știu că o veți lua în stăpânire și veți pune mâna pe ea, indiferent cât de mult ne-am opune noi. Aha, deci dintr-o dată aduceți în ecuație de ce ea vine și spune, da? Știu că Dumnezeul vostru este adevărat, știu că veți pune mâna pe țară și știu că Dumnezeu vă binecuvintează. Dar a mințit. Deci, ce înseamnă asta? Aici apare, aici apare credința. Da, dar ea, dacă o luăm doar episodul ăla, ea a mințit. Și atunci mă bucur că faceți, haideți să facem același lucru, aducând nuanțele și în discuția vis-a-vis de oamenii ăștia. Că și aici lucruri sunt mai complexe. Și vreau să închei, ca să spun așa. Domnule Bădrăgan, eu nu vreau să vă conving în seara asta. E bine că avem o idee împărțită. Ca să ne dinamizăm. Deci, eu cred că într-o situație de genul ăsta, lucrurile sunt foarte, foarte complexe. Cred că această curte a decis foarte bine. Cred că este un teren periculos, dar unde nu e periculoasă viața dacă ne dezbrăcăm de triumfalismul ăla al unei lumi alb și negru. În permanență mergem pe creastă, în permanență avem de-a face cu oameni, cu destine. E foarte greu. E o provocare pentru stat, pentru noi toți. E o provocare. Să, când mergem la cumpărături, să-l mai cumpărăm un kilogram de făină în plus, să-l punem în cutia aia. Și când un om flămând vrea să mănânce, să nu meargă la caserie, ceară unei femei, știți, mi-e foame. Că femeia, bineînțeles că nu o să dea nimic. Dar sunt niște provocări pe asta, care... Da, asta este o altă discuție și noastră. Aveți dreptate pe fond. Nu asta spun doar că dacă ne uităm la decizia curții, în spatele ei este și un pericol. La asta. Ne putem trezi cu mii de oameni, imaginați-vă că vin, nu știu, într-o zi, exagerez, 1000 de persoane și iau câte 5 euro de... Ai dat faliment. Da. Între timp, facem bani și alimente. Domnule profesor, vreau să... Eu vă doresc ca dumneavoastră să deveniți un om de business, să vă deschideți un magazin în centrul Bucureștiului și eu vă aduc în fiecare zi 2-3 mii de săraci să vă ia câte 5 euro produse de acolo. Nu. Și vreau să văd dacă dumneavoastră mai puteți să rămâneți în picioare în România, deocamdată este în afara... Dar eu cred că trebuie văzut în primul rând, primul lucru care m-a frapat este că s-a ajuns până la înalta curte. Deci ultimul for de justiție, care trebuie să ținem cont un lucru. Când ajunge un proces la înalta curte, ea creează un precedent. Ori acolo, strict opinia mea, a fost o condamnare indirectă, nu a omului, ci a risipei de mâncare, a unei societăți egoiste, care nu mai vede nevoie altora și care se ascunde în bani, în supermarketuri și așa mai departe, dar nu vede pe cel care, dacă l-ai ajutat să mănânce, n-ar fura. Este o decizie demorală aceea, care condamnă societatea. Aia cred eu că au dorit judecătorii și sunt nuanțe foarte importante, chiar vă mulțumesc. Să spună societății, sigur, pentru că altfel, unde este diferența între 4,99 și 5,01? Sigur că da. Și nuanțele sunt foarte bune. Imediat mergem către dumneavoastră. Eu știu că în America, dacă au expirat unele produse, sunt luate repede de pe rafturi și duse în containere legate, unde merg mai târziu pentru a fi incinerate, pentru a fi arse. Iar dacă vrei să te apropii tu ca sărac să iei măcar un pachet de biscuiți, nu ți se dă dreptul acesta. Dar tone de mâncare sunt arse în fiecare zi. Vă rog. Poate să fie un fel de treziți-vă această decizie, gândindu-ne la spiritul acesta de agoneseală a lumii în care trăim. Și nimeni nu e proprietar. În esență, toți suntem administratori. Ceea ce ne-a fost dat, ne-a fost dat spre administrare. Când cineva ține doar pentru el și nu dă mai departe,
Te rog, și ideea era, îmi cer scuze, ideea este, mai ales la societatea vestică, pe care vrem și noi, noi credem că proprietatea este un drept, când a trebuit văzută ca un har pe care ne-a făcut Dumnezeu și un privilegiu. Să fii bogat într-o lume în sărăcie. Marius, te rog. Eu sunt de acord cu ce a spus domnul Vigilache, hai puțin mai devreme, practic confirmă ceea ce am mai anunțat la începutul emisiunii, toată discuția de aici. Prima dată că suntem de acord. Că suntem de acord. După multe emisiuni. Nu, în sensul că, într-adevăr, societatea este profund egoistă. Eu văd această decizie ca un semnal de alarmă că dacă exista cineva care cu 5 euro cumpăra mâncare pentru individul respectiv, nu se ajunge aici. Sau dacă erau 10 sau 20. Dar lucrul acesta nu se întâmplă. Astăzi am fost într-un restaurant și am văzut, am fost pur și simplu afectat de o imagine, câtă mâncare se aruncă. Câtă mâncare se aruncă. Foarte multă. Apropo de ceea ce am discutat puțin mai devreme, personal înțeleg din Biblie că Dumnezeu nu promovează cerșetoria și sărăcia. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu al binecuvântărilor. El vrea să ofere, nu să ia. Și apropo de cazurile menționate, când spune că poți să treci printr-o livadă sau poți să treci printr-un an de grâu, Dumnezeu nu spune că poți să iei de acolo și să duci acasă. Da, nu, da. Autorizează furtul. Da, și dacă și acel spune, copil a mâncat tu pe poți să rămâi acolo, magazin, pentru că eu vreau ca în țara mea, țara aceea era lui Dumnezeu, să nu fie sărac. Și totuși, dacă este, sunt niște condiții speciale. Așa să vă raportați. Punctul meu de vedere este acesta, că Dumnezeu nu încurajează ca noi să-i susținem pe cei care abuzează cumva de mila noastră sau de mila societății. Aceia trebuie educați, cât cei care vor. Dar dacă le dau un ban și încurajez mai departe să practice lucrurile respective, de fapt le fac lor un mare rău. Niciodată nu vor învăța să-și corecteze viața. Vor rămâne mereu acolo în stradă. Mergem la o cel de-al... Numai să adaug ceva încă un exemplu pe lângă acea femeie Rahav. Ne aducem aminte de cele două moașe, Shua și Pua, care au trebuit să dialogueze cumva cu faraon ca să salveze niște vieți de oameni. Mm-hmm. Întotdeauna în Biblie, principiul numărul unu este și prioritatea numărului este viața și după aceea toate celelalte drepturi și privilegii. Iar sunt de acord cu Marius, Dumnezeu niciunde în Biblie nu încurajează cerșetoria modernă mai ales, și mila financiară. Ci întotdeauna spune cercetați-i și după aceea ajutați-i, sigur că. Dar în opinia noastră, ce înseamnă faptul că Iisus Hristos a fost milos față de păcătoși? I-a încurajat să meargă mai departe, că oricum el este milos și să păcătuiască. Mi-aduc aminte de femeia prinsă în preacurvie, nu? Vezi Ioan, capitolul 8. Mm-hmm. Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, a răspuns ea. Nici unul nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Adică de fiecare dată îl vedem pe Hristos ca fiind un mare preot milos în relația lui cu Dumnezeu pentru mijlocirea noastră, dar în același timp mila lui manifestată față de noi ne responsabilizează să nu mai trăim așa. Prin urmare, nu cred că mila lui Hristos ne încurajează să mergem la păcat. Dar aici să știți că și dumneavoastră aveți dreptate, domnule Bădrăgan, și dumneavoastră aveți dreptate. Ideea este foarte, foarte bună. Viața primează deasupra, primează posesiei, adică proprietății. Ceea ce eu am încercat să semnalez este faptul că în urma acestei decizii te poți trezi cu oameni care să nu muncească, să fie neglijenți și știți ce înseamnă 5 euro? Cu 5 euro mănânci foarte bine. În Europa cu 5 euro, dacă vrei, mănânci sunt foarte bine. Sunt țări în care venitul pe persoană este de 4 dolari pe săptămână. Europa, în Italia cu 5 sigur, euro mănânci o masă bună, credeți-mă. Nu trebuie neapărat să însemne asta. Există pericolul să însemne asta, dar ce se întâmplă este că acum răul care primează e mai mare, și anume o societate căreia nu-i pasă. Și atunci ar trebui să echilibrăm lucrul ăsta și cred că e un caz școală ce va determina niște reacții. Și anume, oameni care să fie mai activi în a ajuta. În Italia, Biserica Catolică face o lucrare socială incredibilă. Îmi scapă numele, probabil că domnul preot știe. Caritas. Au o organizație la care pot apela toți cei care sunt cu probleme și nu trebuie neapărat să fie muritori de foame. Și este extraordinar. Acum, eu înțeleg ce spuneți, dar Domnul Iisus Hristos în niciun caz nu ne încurajează la a păcătui. Modul în care Hristos și-a arătat mila față de noi a fost prin faptul că, deși era sus,
era în gloria cerească, în Sfânta Treime binecuvântată. El a venit și a murit pentru noi. El s-a uitat de sus la noi, ne-a văzut orbecăind, îndreptându-ne cu viteza luminii spre locul pierzării veșnice și a spus, i s-a făcut milă de noi, cum le vedem foarte frumos în Matei 9, i s-a făcut milă, erau ca niște oi risipite fără păstori. Hristos a venit aici, a trecut prin chenoza divină, s-a dezbrăcat de gloria cerească, de atributele divinității, a venit între noi, a trăit ca noi fără păcat, a urcat pe cruce la calvar și apoi din această chenoză, din această venire între noi, El vrea să ne mântuiască. Aceasta este mila lui Dumnezeu, care nu ne îndeamnă, și spune frumos Pavel, tu nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, nu judecata lui. Dar cred că astăzi nu mai există Baal și Astarte, există proprietate. Mm-hmm. Oamenii au dat la o parte fel de fel de zeități antice și au făcut zeul proprietate. Cu toții trecem prin țară și vedem afișe. Proprietate privată. Nu treceți. Nu. Da, eu sunt absolut convins să se închine la noi, proprietate. Noi am arătat milă și aici mă refer la toată lumea. Dacă am arătat milă și am luat din ceea ce avem, nu să ne lăsăm pe noi flămâni și să dăm altora, nu ar mai fi milioane de copii care să moară anual din cauza malnutriției. Eu aș spune o altă nuanță. Sunt absolut convins. Eu aș spune o altă nuanță, îmi permiteți. Nu să dau altora, să împart cu altul. Din ce am. Exact. Dar în același timp, trebuie avut în vedere, discutăm despre aspecte, trebuie avut în vedere să nu încurajăm nici cerșetoria nejustificată, nici pe cineva să nu muncească și să rămână indolent. Pavel spune cercetat și așa mai departe, pe orfan, pe văduvă, cine nu muncește nici să nu mănânce, etc. Eu la riscul acesta mă refeream atunci când Curtea de Casație din Italia a dat acea decizie. Domnul Bădărgan vorbea despre un caz școală, poate ar fi bine să adăugăm și un caz pe graniță. Un caz foarte sensibil, pentru că în momentul în care spui că furtul nu mai este infracțiune, din momentul acela se deschide o oportunitate foarte bună, așa cum s-a amintit puțin mai devreme, pentru cei care nu vor să muncească. Dar este un caz în care sunt semnalate niște lucruri în societatea italiană și, pe de altă parte, încurajarea fiecăruia de a arăta milă față de cel de lângă el. Eu nu credeam că... Curtea n-a mai spus că e furt. Asta s-a întâmplat. De fapt, ei au redefinit. Au spus că când cineva ia să mănânce, nu mai e furt. Nu mai e furt. Exact, nu mai e furt. Și nefiind infracțiune, atunci nu va fi pedeapsă. Înainte de aceasta, nefiind această decizie a Curții de Casație, normal că ce a făcut el era furt. Dar avem și în România, Tiberiu, cazuri în care cineva a furat o găină și a stat în închisoare. Și altcineva care poate a furat o găină de aur. Da, au fost cazuri mediatizate în România. Eu nu cred că sunt în România oameni care se fură milioane și la 70 de ani, furase o găină și a stat în închisoare. Și alții care, bine mersi, au luat, au primit cu suspendare. Una cred deci lucrurile sunt foarte complicate. Grațiată, dacă nu mă înșel. Ulterior a fost grațiată, exact. Ulterior a fost grațiată. Nu credeam că această fericire poate să producă și tensiuni. Dar ele sunt benefice. Mai apar că încă n-am vorbit de ce să fim miloși. Corect, ajungem acum. Al treilea material video. Questo anno straordinario è anche esso dono di grazia. Entrare per quella porta significa scoprire la profondità della misericordia del Padre che tutti accoglie e ad ognuno va incontro personalmente. È Lui che ci cerca, è Lui che ci viene incontro. Sarà un anno in cui crescere nella convinzione della misericordia. In quanto torto viene fatto a Dio e alla sua grazia quando si afferma anzitutto che i peccati sono puniti dal suo giudizio, senza anteporre invece che sono perdonati dalla sua misericordia. Sì, è proprio così.
dobbiamo anteporre la misericordia al giudizio. E in ogni caso il giudizio di Dio sarà sempre nella luce della sua misericordia. Dragi prieteni, vin cu alte informații care dublează oarecum ceea ce am observat și am văzut împreună materialul video. Cartonul grafic 4 să fie pregătit de la regie, imediat o să ajungem și acolo. Jubileul extraordinar al milostivirii a fost declarat pe data de 13 martie 2015 de către Papa Francisc cu ocazia aniversării a 50 de ani de la încheierea Conciliului Vatican II, cu începere din data de 8 decembrie 2015 până în 20 noiembrie 2016. Cu această ocazie, Papa Francisc a deschis pe 8 decembrie 2015 poarta sfântă a Bazilicii Sfântul Petru, lansând jubileul extraordinar al milostivirii în fața a 10.000 de credincioși. După ceremonia de inaugurare a anului jubiliar, pelerinii au putut trece prin poarta sfântă a Bazilicii. Potrivit tradiției bisericii, trecerea printr-o astfel de poartă le permite să primească indulgența plenară pentru iertarea păcatelor. Carton grafic 4, vă rog, de la regie. Dincolo de a privi anul sfânt al milostivirii ca pe un instrument prin care omul are acces la împărăția lui Dumnezeu, acesta ar putea fi privit ca pe o oportunitate oferită de Dumnezeu și pe care omul nu ar trebui să o scape. Este oportunitatea de a beneficia de darul harului, acela al grațierii divine. Pentru noi, creștinii, obținerea grațierii de pedeapsa păcatelor nu ține de voința altora, ci exclusiv de voința noastră. În concluzie, depinde de fiecare dintre noi dacă jubileul este și rămâne doar o poveste despre care am auzit ori am știut sau putem participa activ la realitatea acestui har, citează E-Comunio. Carton grafic 5, dacă îl aveți pregătit, vă rog să îl dați pe ecran. Înscrierea Cuvânt către creștinii ortodoxi despre milostenie, al cărui autor este Părintele Ioan, la pagina 6 găsim următoarele cuvinte. Cu milostenia ștergeți păcatele tale, însuși cuvântul milostenie înseamnă de fapt o lucrare și o ofrandă a inimii. Un dar făcut cu umilință, o compasiune față de omul sărman, cu umilință și cu părere de rău pentru greșelile pe care le-ai făcut și pentru a cărora și pentru spălarea lor care se face prin milostenie. Fiindcă după cuvântul Sfintei Scripturi, milostenia izbăvește de moarte și curăță de orice păcat. Părintele Ioan citează din cartea Tobit, capitolul 12, versetul 9. Milostenia este binefăcătoare în primul rând pentru cel ce o dă. În Vechiul Testament, continuă dumnealui, regele Nebucadonosor este îndemnat de Daniel la milostenie pentru iertarea păcatelor. Citez. De aceea, o rege, plăcut să-ți fie sfatul meu înaintea ta. Răscumpără păcatele tale prin fapte de dreptate și nedreptățile tale prin milă către cei săraci, dacă vrei ca bunăstarea în care te afli să dăinuiască. Aceasta este interpretarea textului sacru de către Părintele Ioan, dar există și o altă traducere care vorbește destul de clar în Daniel, capitolul 4, versetul 27. De aceea, împărate, pleacă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Aici, așa cum ați văzut, nu apare ideea că prin păcate ne putem răscumpăra milostenie ne putem răscumpăra păcatele. Ne-am întors, suntem din nou împreună. Părinte Fabian Măriuț, credeți că trecând prin poarta milosteniei putem fi absolviți de păcat fără o mărturisire, fără o căință, fără o renunțare la păcat, doar pur și simplu trecem pe acolo și suntem iertați? Înainte de a da un răspuns la această întrebare, aș face o referință la textele pe care le-am auzit și la acest jubileu al milostivirii, pe care trebuie să-l plasăm în contextul lumii
de astăzi, poate a lumii occidentale, dar Occidentul nu mai e o chestiune geografică, e una de cultură. Deja de prin anii 50, Papa Pius al XII-lea spunea că păcatul cel mai mare al lumii actuale este... Care e cel mai mare păcat al lumii actuale? Este tocmai pierderea simțului păcatului. Și Sfântul Părinte Papa Francisc, care ne-a surprins pe toți la data de 13 martie 2015, convocând un an al milostivirii, un an sfânt al milostivirii, vine tocmai pe acest fond, de a trezi lumea, de a trezi creștinătatea cu privire la răutatea acestei uitări. Păcatul este și o formă de uitare. A uita de Dumnezeu și a uita de aproapele. Pierderea conștiinței păcatului, sigur, o trăim poate și din alte puncte de vedere, dar nu mai deschid așa câteva piste. Ceea ce se întâmplă la nivel legislativ în Europa, toată această teorie gender care caută să se impună și simplu fapt de a fi făcut 3 milioane de cetățeni și citesc, din păcate, cuvântul unor jurnaliști proști că au votat o astfel de... că au semnat o astfel de inițiativă în favoarea căsătoriei între un bărbat și o femeie, este simptomatic. E un simptom al pierderii acelei conștiințe a păcatului și în societatea românească. Trebuie să vedem jubileul milostivirii ca pe o oportunitate în sensul conștientizării păcatului și al convertirii. Pentru că implicit vreau să răspund la o întrebare care la un moment dat se iscase, dacă ce înseamnă mila lui Iisus. Vedem în Evanghelie că dincolo de relația sa cu mulțimile, care rămâne una impersonală, când Iisus are de face cu persoane concrete, avem de face cu păcătoși convertiți, care efectiv lasă trecutul trecutului și schimbă viața. Aceasta este și intenția jubileului, de a face un discernământ. Papei Francisc îi place foarte mult cuvântul discernământ. E și format la școala iezuită și pentru călugării iezuiți a discerne e mereu o chestiune de viață spirituală profundă. Ei, a face un discernământ asupra, plecând de la o întrebare fundamentală, încotro, încotro mergem. Ei, aici se plasează și poarta sfântă, care este doar un semn. A trece prin partea sfântă poate fi un semn al dorinței de schimbare. Nu e un automatism că dacă ai trecut prin poarta sfântă doar formal, că tu ai dobândit nu știu ce merite și ești vrednic de... Tocmai asta era ideea. E pur și simplu o trecere mecanică și pur și simplu ești absolvit de păcat sau e un semn, un simbol? Însăși poarta este un simbol. Spune Iisus în Evanghelia după Ioan, eu sunt poarta oilor. Poarta este simbolul lui Hristos. A trece prin poartă înseamnă a cultiva această dorință de a fi un ucenic fidel al lui Hristos. Din punct de vedere liturgic și din punct de vedere spiritual, acest gest al trecerii prin poarta sfântă se asociază cu mărturisirea, ceea ce presupune căința și pocăința față de păcate. E interesant. În cazul ăsta sunt introduse nuanțe care ne ajută. În al doilea rând, înseamnă și participarea la viața liturgică, religioasă, caritativă a bisericii. În al treilea rând, înseamnă pentru cel care trece prin poarta sfântă să înfăptuiască, iată, fapte de caritate și nu în ultimul rând să aibă acces la împărtășanie, pentru că întâlnirea cu Iisus în taina împărtășaniei devine, iată, modalitatea aceasta de a stabili o comuniune cu Dumnezeu și implicit cu frații. Așadar, trecerea prin poarta sfântă trebuie privită în acest complex al schimbării vieții, al convertirii. Nu putem disocia trecerea prin poarta sfântă de prima veste pe care Iisus, după ce a ieșit din râul Iordan, o dă: convertiți-vă și credeți în Evanghelie. Împărăția cerurilor este aproape. Timpul s-a împlinit. Efectiv, anul jubiliar ne reamintește acest fapt.
Timpul s-a împlinit, timpul s-a copt. Lanul de grâu e copt. Da. Rețin din ceea ce ne spuneți dumneavoastră că Poarta Sfântă este un simbol și că în sine ea nu are o putere odată trecând pe acolo, fără voia noastră, fără căință, fără pocăință, fără lepădare de păcat, noi suntem și absolviți de păcat. Poarta Sfântă nu e un câmp magnetic care schimbă, nu știu, mersul metabolismului. Mulțumesc. Nu, Poarta Sfântă e un semn, un semn al lui Hristos. Mergem mai departe către Părintele Valentin Ilie în seara aceasta. Credeți că Daniel i-a recomandat lui Nebucadonosor să-și salveze viața și să-și ispășească păcatele făcând acte de caritate, de milă, doi la mână. Milostenia izbăvește de moarte și curăță de orice păcate. Credeți că iertarea păcatelor poate să fie obținută prin intermediul faptelor de milostenie? Actul de milostenie este unul complex. Noi l-am analizat astăzi și a fost o discuție foarte vie aici în studio, legat de aspectul său material, pentru că trăim într-o lume materialistă și oarecum am fost prinși și noi de spiritul vremii și am început să vedem la cât, dacă un furt este de 5 euro sau nu este de 5 euro, dacă rămâne sau nu furt, dacă milostenia poate fi sau nu cantitativă, și lucrul acesta l-am analizat doar din punct de vedere material. Dar milostenia are mai multe aspecte și un aspect important este aspectul spiritual. Aspectul spiritual, în fapt, era cel mai accentuat în alte epoci în care nu predomina materialismul. Noi astăzi când privim, spunem despre o persoană că este miloasă, spunem că este o persoană generoasă din punct de vedere financiar și material, mai puțin din punct de vedere spiritual. În contextul, în toate religiile, în schimb, și acest aspect de material, dar și aspectul spiritual, este legat și de o transformare a omului. În Islam vorbim despre taxa obișnuită, taxa rituală, care înseamnă purificare a averii. În religiile orientale, dana, înseamnă tot un fel de transformare din punct de vedere spiritual. Și în creștinism, milostenie acest lucru l-are. Pentru că atunci când vorbim de milostenie ca act care aduce iertarea păcatelor, acest lucru se datorează, așa cum spunea și Părintele, trebuie privit într-o manieră complexă. Atunci omul, păcatul ce înseamnă? Îndepărtarea liberă și conștientă a omului de Dumnezeu, a voinței omului de Dumnezeu. Implicit atunci când facem un act de milostenie, material sau spiritual, gândul nostru se oprește cel puțin în acel moment de a gândi în afara acelui act de milostenie. Ne gândim măcar că ne gândim la semenul nostru. Nu mai spune că ne gândim și este activat, să spunem, în noi aspectul acesta de... actul în sine, actul de milostenie, curăță păcatul? Și actul de milostenie produce alte sentimente. Nu putem spune că actul simplu de milostenie produce iertarea păcatelor așa cum într-o manieră două des. Lucrul acesta este de fapt spus și de către prorocul Osea, milă voiesc, chiar nu jertfă. Nu atât lucrul, dar actul de milostenie totuși produce, și în special actul de milostenie spiritual, produce un început al transformării spirituale. Începutul transformării spirituale este un început de iertare al păcatelor, pentru că deja începem să ne transformăm și noi spiritual. Începe gândul nostru să se îndrepte către semenii noștri și către Dumnezeu. Nu mai este un gând îndreptat într-o manieră egoistă, doar spre interesul sau spre persoana noastră. Care este opinia noastră, domnule Mihai Miron? Am avut reprezentantul Bisericii Romano-Catolice care a susținut un punct de vedere, reprezentantul Bisericii Ortodoxe care a susținut un punct de vedere, respectăm punctele acestea de vedere, rețin din ceea ce a spus Părintele Fabian Măriuț, poarta în sine a milosteniei este un simbol, dar asta nu înseamnă că dacă treci ca un automatism pe acolo, ești și curățat de păcate. Am înțeles bine, Părinte Fabian? Care este, până la urmă, antidotul care ne curăște de păcat sau care este ingredientul care ne curăță pe noi de păcat? Evanghelia după Ioan în capitolul 10 este destul de limpede în ce privește traseul creștinului. Domnul Hristos a spus: eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit.
va ieși de la mine și va găsi pășune, spune Sfânta Scriptură. Deci dacă există vreo poartă, vreo ușă, vreun, ce știu eu, vreo cale prin care un creștin poate să fie mântuit, aceasta în mod exclusiv este Domnul Hristos. Și tot ce înseamnă Mântuitorul nostru, prin tot ce a făcut, prin viața Lui, prin faptele Lui, cuvintele și prin sacrificiul suprem. Aceasta este calea sigură și definitivă, irevocabilă, aș putea să spun, din Sfânta Scriptură, în ce privește mântuirea omului. Și atunci, dacă facem un act de milostenie, putem să ne așteptăm că suntem iertați de păcate? Ce văd eu în sfatul lui Daniel către Nebucadnețar este nu pur și simplu un apel la a exersa acte de caritate. Adică ești cum ești, vei face un act de milostenie și poți să te întorci liniștit la viața ta anterioară, pentru că acel lucru îți va produce mântuire sau ți se va ierta păcatele prin actele respective. Ci eu văd un apel la transformare, la pocăință, la convertire până la urmă. Daniel a fost alături de Nebucadnețar de-a lungul vieții și a știut exact care sunt standardele pe care trebuie să le urmeze. Sfatul meu, împărate, pune capăt nelegiuirilor tale, pocăiește-te, întoarce la Dumnezeu și poate că va avea milă de tine. Ideea pe care o întâlnim la Părintele Ioan este placă-ți sfatul meu, Nebucadnețar, împărate Nebucadnețar, ispășește-ți păcatele tale prin fapte de milostenie. Deja avem o altă idee, adică dacă faci milă și acte de caritate, de milostenie, îți ispășești păcatele. Ați vrut să interveniți? Da, aici actele de milostenie nu au un caracter strict material. Uh-huh. Atunci când un rege face un act de milostenie, nu-l face neapărat material. Într-o lume care nu cerea materialul cu orice preț, ca să nu exista noțiunea de cum este astăzi, de a avea ceva material, de a se închina idolilor, așa cum spunea și domnul voastră, domnul președinte. Ci este vorba de o transformare. Un rege făcea acte de milostenie de natură regească, de natură, să spunem, și de natură spirituală. Acest lucru e imposibil să nu afecteze, să nu-l transforme pe om. Vă rog. Trebuie să privim în contextul învățăturii și a Bisericii Catolice și a Bisericii Ortodoxe. O nelegiuire atrage cu sine și o pedeapsă. O faptă de milostenie nu poate să șteargă cauza. Pentru asta e nevoie ca păcătosul să obțină deslegarea în taina spovezii, a spovedaniei. Trebuie să legăm și acest simbol al porții sfinte de puterea pe care Iisus a conferit-o apostolilor. Pe de o parte l-a spus după înviere în cenacol, ceea ce veți lega pe pământ va fi legat și în cer, ceea ce veți deslega pe pământ va fi deslegat și în cer. Apoi, după înviere, în Evanghelia după Matei, spune, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Și trimite pe ucenici, pe apostoli în lume, ca să predice, să facă ucenici, să boteze. Așadar, există o putere pe care Iisus o dă apostolilor și există și crezul acesta al bisericii că e una sfântă, catolică și apostolică. Așadar, faptele de milostenie pot contribui la înlăturarea acelei vine, care e rodul fără de legii. Fără de legea ca atare poate fi iertată doar printr-un har care e de la Dumnezeu. Însă omul poate ispăși vina pentru acele păcate. Aici este marea problemă, părinte, pentru că înțelegem că la nivel de bază, de fundament, unul singur ne poate ierta păcatele. Și da, acela este Iisus Hristos, mântuitorul vieților noastre. Problema este că, de exemplu, în tradiția protestantă sau neoprotestantă, nu mai există altceva afară de Iisus Hristos. Noi suntem iertați în mod deplin prin Iisus Hristos. Dumneavoastră adăugați un element suplimentar în tradiția ortodoxă și catolică, și anume că la un moment dat faptele bune de milostenie pot să ajute spre mântuire. Am înțeles corect? Pentru că unul dintre punctele din crez, cred în împărtășirea sfinților. Împărtășirea sfinților e o comunie reală între noi, cei care suntem pe cale, pelerini, și cei care acum sunt la Domnul. Această comuniune reală o
împărtășim și mărturisindu-ne acest crez. Cred în împărtășirea Sfinților. De aceea există posibilitatea unei mijlociri, atât la nivel personal, prin rugăciune, prin fapte de milostenie trupească și sufletească, mai ales prin celebrarea Sfintei Liturghii. Iată, putem realiza această mijlocire pentru toți. Și eu aș răspunde cu o întrebare legată de o afirmație a Sfântului Augustin, sau a fericitului Augustin. Spunea el, cine te creat pe tine fără de tine, nu te poate mântui pe tine fără de tine. Da, aici, fără doar și poate, intervine voința omului. Așa. Dumnezeu. Ei, în acest Dumnezeu, nu te poate mântui pe tine fără de tine, putem vedea dimensiunea dispășitoare a vieții. Da, dar asta înseamnă acceptarea harului transformatorului lui Hristos. Dar nu înseamnă contribuție proprie, în sensul că, Doamne, hai să văd ce poți să faci tu în procesul ăsta, hai să văd ce pot să fac eu. Pune tu umărul, pun și nu eu, nicio negociere. Fac și o faptă. Eu n-aș vrea să-l contrazic pe Marius, dar Marius a spus, în tradiția neoprotestantă și protestantă, mântuirea este doar prin Hristos. Eu aș zice că așa spune Scriptura. În accepțiunea Scripturii. Sigur am așezat în paralel tradiția religioasă. În același timp, dacă tot Scriptura spune așa, ce facem cu capitolul 25 din Evanghelia după Matei? Sigur ce facem cu tot Vechiul Testament, unde faptele de milostenie? Și aș vrea dacă mă îngăduiți să le spun acum și pentru... Avem 9 minute la dispoziție. Vă rog, dacă se poate faptele de milostenie trupească. A dat de mâncare la cei înfometați, a dat de băut la cei însetați, a dat sigur. A îmbrăcat pe cei goi. Dar nu uitați că a întrebat, după ce spune, ați fost pe la mine, am fost în temniță, ați venit să mă vedeți, am fost gol, m-ați îmbrăcat, am fost român, mi-ați dat să îmbrac. Și ei întreabă, Doamne, când am făcut aceste lucruri? Și răspunsul este, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre cei mai neînsemnați frații mei, mie mi l-ați făcut. Ei nu contabilizează, a făcut asta acasă. Ei fac... Când faci fapte de milostenie, o faci într-o stare de normalitate a omului duhovnicesc. Ai fost iertat, nu te poți purta altfel. Am să vă dau câteva exemple. Într-o stare de har. Sigur că da. Că faptele bune, păi nu spune Efeseni 2:10, noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Iisus Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit tot Dumnezeu mai înainte să umblăm în ele. Deci faptele bune pe care noi le facem, de fapt, tot Dumnezeu le-a pregătit și este exact ce se întâmplă cu omul după ce este născut din nou. 2 Corinteni 5:17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Fără cele mine... vechi s-au dus și toate se fac noi. Și să vă dau câteva exemple. Fără mine nimic nu puteți face, spune Iisus. Sigur că totul este în Hristos. Am să vă dau câteva exemple. Spune 1 Ioan 1:7, dacă umblăm în lumină după cum El însuși este lumină, avem părtășii unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește, ne curăță de orice păcat. Apare ideea de sânge. Apocalipsa 1:5, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său. Apocalipsa, capitolul 5, cu versetul 9. Vrednic ești, Doamne, să iei cartea, să rupe cețile, că ți-ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău. Apare ideea de sânge. Dar Iisus, întrebarea mea, Iisus este contemporan cu noi? Iisus, sigur că este contemporan cu noi. Atunci, dar acesta este rolul bisericii, de a-L aduce pe Iisus în contemporanitate. Și atunci, mântuirea, care de fapt e înainte de toate un dar de la Dumnezeu, care mă preîntâmpină, un gest de iubire anticipată, sigur că da, are nevoie de un răspuns. Și faptele acestea de milostenie sunt făcute, sunt făcute în stare de neprihănire a unui om convertit. Este cel mai interesant. Sigur că da, a unui om convertit, omul le face în starea lui de neprihănire, dar nu le face cu scopul de a fi mântuit, ci le face pentru că a fost mântuit, a fost iertat și când face lucrurile astea, le face... în mod natural, nu le face cu un scop, le face ci pentru că El a fost mântuit și că a fost iertat. Domnule Nica, faptul că un creștin este un mădular al trupului lui Hristos, atunci când înfăptuiește ceva, el este în Hristos, este o generare a lui Hristos pentru acest lucru. În momentul în care se fac fapte de milostenie, niciodată nu poți să-ți însușești că această faptă este o anexă la mântuire sau ornamentare a mântuirii. Nu, nici fiind de cum. În Hristos, Hristos le face prin tine. Este absolut. Ultima intervenție și ieșim din emisiune. Vă rog. Da. Vreau să spun că în sensul acesta am înțeles diferențierea, nuanțarea. Una e păcatul, alta este vina. Doar că asta ar aduce un semn de întrebare vis-a-vis de eficacitatea jertfei lui Hristos.
Cum adică Domnul Iisus prin moartea sa rezolvă doar problema păcatului și nu a vinei? Modul în care vedem în Scriptură că Domnul Iisus Hristos își ia asupra sa păcatele noastre cu vină, cu consecințe, unele dintre ele rămân pentru că trăim într-o lume fizică și avem păcate care au implicații în lumea asta fizică, ele rămân, dar consecința eternă este și ea asumată de Hristos. Deci eficacitatea jertfei lui Hristos este totală. Așadar, eu nu mai am ce să aduc nimic. Ar fi culmea ca, și s-a folosit imaginea asta mai feudală, și asta este imaginea cumva folosită de mulți dintre teologii din perioada asta Evului Mediu, chiar și dintre patristici, când se greșea față de un rege. Vina era dată de statutul celui față de care greșeam. Una era să greșesc față de iobagul coleg de lucru pe câmpuri, pe tarlalele nobilului, și alta era să greșesc față de rege. În această gândire, un păcat pe care el fac împotriva unui Dumnezeu infinit are un preț infinit. Tocmai de aceea eu nu pot plăti cu faptele mele. Permiteți o întrebare, zice, domnule Bădrăian? Da. Totuși fericirea spune așa, ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ajungem și nu acolo. Nu mergem în acea direcție menționată puțin mai devreme? Adică milostenia noastră nu va atrage în final mila lui Dumnezeu? Ajungem acolo. Așadar, ce înseamnă asta? Înseamnă că datoria mea față de Dumnezeu este infinită. Eu pot să vin cu tot felul de mărunțișuri. Toate faptele mele bune, spune Isaia, sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Deci, eu nu pot să primesc ceva în schimbul lor. Eu nu pot să răscumpăr nimic. Nici măcar, cred eu, nici măcar vina. Însă, faptele bune sunt o expresie naturală de recunoștință față de Dumnezeu, o empatie față de aproapele și, de asemenea, o transformare pe care Dumnezeu o face. Dar aș face o precizare. O face. Dacă în mine. Faptele bune sunt o expresie naturală, atunci ce facem cu harul? Pentru că orice faptă bună e datorată unui har, unui impuls al harului pe care îl primim. Da. Ei, și ca mil, și ca dovadă, și ca dovadă că, sigur că am primit harul acela, harul ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Da. Ce spune Domnul Iisus acolo nu înseamnă că noi făcând milostenie primim milă. De fapt, Domnul Iisus spune, ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Care e ideea acolo? A face milostenie nu este o condiție acolo, ci este un semn. La fel, iertați celor care vă greșesc, căci dacă nu iertați, Tatăl vostru Ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. De ce? A ierta pe ceilalți nu este o condiție, ci este un semn. Ideea aia, când eu fac milostenie, înseamnă că Dumnezeu, că am răspuns chemării lui Dumnezeu, l-am lăsat pe Dumnezeu să mă transforme. Sigur că da. Și Dumnezeu are milă de mine nu pentru că eu fac milostenie, ci pentru că eu l-am lăsat să mă transforme. Deci sigur că da. Faptul că eu fac milostenie e un semn că El deja m-a transformat. Și Dumnezeu are milă de cei care au acceptat ce a făcut Hristos. Pe scurt, că nu mai avem timp să terminăm emisiunea, mai sunt două minute. Pe scurt, domnule Bădrăgan, ce spuneți dumneavoastră? Că iertarea păcatelor este prin sângele lui Hristos, doar sângele lui ne curăță de păcate. Și când facem fapte bune, o facem ca un răspuns al Harului. El ne schimbă, e o favoare pentru noi că ne-a schimbat Hristos și atunci noi facem în stare de normalitate a unui om neprihănit faptele bune. Și vreau să adaug și fraza asta care mi se pare foarte importantă. Cred că biserica de astăzi trăiește prea mult într-un triumfalism care este total nerealist și neconectat cu realitatea. Biserica, credincioșii și biserica lui Hristos ar trebui să fie acolo aproape de cel care este în suferință. Să empatizeze cu, să plângă cu cei ce plâng. Atâta suferință, atâtea drame în lumea asta și noi fluturăm steaguri și ne declarăm victorioși. Trebuie să fim acolo unde este Hristos, pentru că avea milă înseamnă a ne pune lentilele lui Dumnezeu pe ochii noștri și a fi sensibil față de nevoia aproape. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Sunt multe mesaje, multe sunt de felicitare, cea mai bună emisiune de pe televizor, felicitări domnilor moderatori, felicitări excepționale emisiune, felicitări invitațiilor dumneavoastră. Bună seara tuturor, am și eu o întrebare, credeți că există o graniță peste care dacă trecem nu mai putem beneficia de mila Domnului? Nu.
cred că Dumnezeu nu are păcate pe care să nu ni le poată ierta și să nu putem beneficia de mila Domnului. Așa este? Dacă sunt mărturisite și lăsate. Dacă sunt mărturisite și lăsate. Altcineva scrie, în Italia sunt multe biserici care dau de mâncare la săraci. Deci justiția nu a avut dreptate, acela este un hoț. Cineva este foarte... Da. Sunt foarte multe mesaje în seara aceasta. Unul din invitații noastre a spus că nu mai avem milă pentru că luptăm pentru supraviețuire. Oare așa să fie? Chiar toți luăm nu știu ce a vrut să scrie, toți suntem niște oameni lipsiți de mijloace? În fine. Altcineva spune, bună seara, de ce Domnul Iisus Hristos aduce înaintea învățătorului legii exemplul samaritean, deși întrebarea învățătorului legii era despre viața veșnică? Mulțumesc, Cătălin Teleorman. Sunt foarte multe întrebări de genul acesta. Dragi prieteni, chiar nu mai avem timp acum să răspundem la ele, dar în parte vă asigur că întrebările noastre au primit răspuns în timpul discuției noastre. Domnule Virgila Chihai, îmi pare bine că ați fost cu noi în seara aceasta. Domnule Mihai Miron, mulțumim pentru prezența noastră. Părinte Ilie, mulțumesc pentru prezența noastră și să știți că vă aștept și în ocazia următoare. Părinte Fabian Măriuț, mulțumesc pentru prezența noastră. Domnule Sorin Bădrăgan, nici nu știți cât de mult m-ați îndatorat că ați venit în seara aceasta. Întorcându-vă din Rusia, sunteți direct în platoul nostru. Mulțumesc, Marius, pentru prezența ta. Dragi prieteni, cercetați dumneavoastră și vedeți cum este cu milostenia, cu iertarea păcatelor, care este rolul milosteniei. Au fost doar opinii exprimate, noi suntem prieteni, ne respectăm, dar concluziile trebuie să trageți dumneavoastră. Și avem și un material video sub formă de concluzie. Urmăriți-l, noapte bună, la revedere!